Hristos a înviat, sărut mâna doamnelor, am onoarea să vă salut domnilor. Am convocat astăzi Consiliul Local Municipal într-o ședință ordinară, într-o ședință normală, pentru că îmi doresc să ne întoarcem cât mai repede la starea de normalitate. Pentru că este un subiect de actualitate, cel legat de sănătate, de lupta împotriva coronavirus, vreau să vă spun de la început că poate cel mai important subiect este unul la care noi lucrăm de multă vreme. Este vorba despre reabilitarea termică, practic schimbarea în întregime a mecanismului de funcționare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, spitalul nostru. De mai mulți ani de zile ne chinuim cu acest proiect și iată că a venit timpul ca astăzi, cu ajutorul fondurilor europene, să aprobăm un proiect în valoare de 25 de milioane de lei. Spitalul nostru are oameni inimoși. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase avem o echipă care lucrează unit, zi de zi, și se luptă astfel încât fiecare pacient să aibă o șansă la viață. Sunt mândru de această echipă minunată, sunt mândru de performanța lor, le doresc tuturor multă sănătate. Mergând puțin mai departe, pentru că sănătatea este importantă și tot ce s-a făcut în această perioadă este vizibil, educația este de asemenea foarte importantă. Chiar dacă școlile sunt închise, este important să investim în continuare în educație, practic în viitorul orașului nostru și al țării noastre. În acest sens, un număr important de școli și licee continuă o listă și așa lungă a școlilor și liceilor care atrag fonduri europene și în care noi investim. Astăzi este rândul școlii 7, școala Remus Opreanu, cea de pe Adam Clisi, practic cea mai mare școală din Tomis Nord, o școală unde avem o echipă minunată de profesori, învățători și e o efervescență la Remus Opreanu. Această școală, cu ajutorul fondurilor norvegiene, municipalitatea participând cu 15% cofinanțare, va fi modernizată. Merg mai departe și către licee. Avem două licee, Decebal și Traian, care se alătură unei liste în care mai regăsim Mircea cel Bătrân, Ovidiusu, Mihai Eminescu. Dar astăzi am aprobat proiecte prin care, cu fonduri europene, modernizăm și dotăm liceele. Traian, 13,5 milioane de lei. Decebal, aproape tot 13,5 milioane de lei, ca să nu se certe. Și de asemenea Telecom, liceul de telecomunicații, 10,2 milioane de lei. Acum, dacă facem un calcul și vedem că 25 de milioane de lei merg către spital, 13,5 către liceul Traian, 13,5 către Decebal, 10,2 către Telecom. Adăugăm și faptul că Remus Opreanu, școala 7, va atrage fonduri legate de modernizare. Vedem că cei doi piloni, sănătate și educație, s-au îmbinat frumos în ședința de astăzi. Tot astăzi am aprobat închirierea unui spațiu pentru creșă. Și să vă spun de ce. Știți că noi avem un număr limitat de locuri în creșe, dar toate creșele noastre, anul acesta, au intrat într-un proces de modernizare, nu doar de reabilitare, dar și de creștere a capacității. Tocmai pentru că nu avem unde să ducem copiii pe perioada lucrărilor, am închiriat un spațiu pentru a funcționa ca o zonă tampon până când terminăm lucrările la creșele în care noi astăzi investim pentru creșterea calității și capacității. Un alt proiect foarte important este cel legat de înființarea unui nou parc. Un parc de aproximativ 20.000 de metri pătrați în zona de nord-nord-vest a municipiului Constanța, mai exact la intrarea dinspre Ovidiu, aproape de intersecția bulevardelor Tomis și Aurel Vlaicu. După cum știți, în această perioadă de pandemie, activitățile noastre au continuat. Am făcut toaletări, am făcut plantări, facem curățenie, dezinfecție, dezinsecție, îmbunătățiri aduse, tramei stradale, trotuare, mobilier urban, toate lucrurile merg mai departe. Și efortul de a crește atât calitativ, dar și cantitativ spațiul verde rămâne o prioritate pentru noi. Dar ne dorim să creștem cantitatea de spațiu verde, iar lucrul acesta va avea un impact în registrul spațiilor verzi pe care îl vom publica până la sfârșitul acestui an. Vreau să fac câteva precizări. De ce am ales această zonă? Bulevardul Aurel Vlaicu se
reconfigurează, își schimbă practic comportamentul și înzestrarea. Din ce era varianta Constanței, astăzi Bulevardul Aurel Vlaicu este un bulevard în plină dezvoltare. Ori această zonă, ce face legătura între Tomis Nord și cartierele mai tinere ale Constanței, fac referire la Tomis Plus și toată zona aceasta aflată în dezvoltare, va fi, cred, în 5, maxim 10 ani, extrem de populată și merită o zonă de relaxare. Sunt deja critici la această propunere, cum că nu ar fi o zonă accesibilă. Dom'le, de ce face parc tocmai acolo la intrare în oraș? Păi îl face pentru că în zonă avem atât supermarketuri, avem construcții, locuințe colective, multe, și de asemenea vom avea punct terminus pentru tot ceea ce înseamnă rețeaua de transport urban și periurban. Toată această zonă se va reconfigura și nu poate să lipsească din tot acest peisaj, din tot acest colorit verdele care trebuie să fie dominant. Și pentru că începând din această săptămână vom sista furnizarea căldurii în municipiul Constanța, aș vrea să fac câteva precizări legate de încălzire. Încheiem un sezon rece 2019-2020 care a însemnat 1. Un preț de 250 de lei pe gigacalorie, 2. De la 1 ianuarie am preluat rețeaua de transport, adică magistralele de la electrocentrale sunt în proprietatea orașului și le-am transmis către cei de la Radet pentru a le administra în această perioadă până când atragem fonduri europene. Vreau să vă spun că s-a lucrat aproape non-stop pentru reducerea pierderilor. De la 392 mai exact, tone pe oră pierdere, astăzi vă putem spune că închidem un sezon rece cu mai puțin de 130 de tone pe oră pierdere. Practic, ce au reușit cei de la Radet intervenind la fiecare avarie și reparând această rețea de magistrale, au redus de la 390 la 130 de tone pe oră pierderea. Practic, 260 de tone pe oră înseamnă economie pe care a făcut-o orașul, de fapt fiecare dintre noi, pentru că această pierdere, să nu vă imaginați că era suportată de altcineva, ci ea se ascundea fie în preț, fie în subvenție. Așa că închidem un sezon rece în care acest sistem a funcționat, sunt un susținător al sistemului centralizat și sper ca următorul sezon rece să ne găsească cu proiectul depus, aprobat și cu o licitație în curs pentru modernizarea și redimensionarea rețelei de transport a agentului termic în municipiul Constanța.